Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de astăzi a emisiunii Cuvintele Credinței. Suntem în această frumoasă și binecuvântată zi când ne bucurăm cu toții de sărbătoarea botezului Domnului nostru Iisus Hristos, sau așa cum îi spuneam în popor, de bobotează. Bineînțeles că în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi și despre semnificația acestei sărbători, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, încheie această frumoasă perioadă din an pe care noi o numim perioada sărbătorilor de iarnă. O perioadă în care suntem îndemnați să ne încălzim sufletele și să devenim mai calzi la inima noastră, pentru ca astfel, pe parcursul întregului an, să fim demni de a face fapte bune, pentru că astfel, încălziți la sufletul nostru, să-L primim acolo, în peștera sufletului nostru, pe Iisus, Cel care nu a găsit căldură în noaptea Crăciunului, pe la casele oamenilor, la ușile cărora în zadar au bătut Iosif cu Maria. În perioada frumoaselor sărbători de iarnă, se înscrie frumos și sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, pe care o prăznuim fie pe stil nou, fie pe stil vechi, în prima zi a anului. La noi, în Republica Moldova, există o mănăstire care poartă hramul acestui sfânt și această mănăstire se află în Cuizăuca, Mănăstirea Sfântul Vasile din Cuizăuca, unde ne-am aflat în ziua Sfântului Vasile cel Mare, în prima zi a anului. Aici, la Mănăstirea Cuizăuca, frumoasele tradiții creștine sunt păstrate cu sfințenie, iar la aceasta contribuie și locuitorii satelor din împrejurimi, care vin an de an de hramul mănăstirii, de sărbătorile de iarnă, să îi colinde pe viețuitorii acestui sfânt așezământ. Vă invităm să aflați mai multe în cadrul emisiunii noastre de astăzi despre acest frumos eveniment al hramului Mănăstirii Sfântul Vasile din Cuizăuca. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare este în fiecare an pentru viețuitorii Mănăstirii Cuizăuca și închinătorii acestui sfânt așezământ un prilej de bucurie duhovnicească și de sărbătoare aleasă, în care preaslăvesc pe Dumnezeu și îl cântă în rugăciuni pe ocrotitorul ceresc al Sfintei Mănăstiri. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mai mulți credincioși au venit în ziua hramului din anul curent la Mănăstirea Cuizăuca pentru a fi prezenți la sfânta și dumnezeiasca liturghie sărbătorească oficiată de duhovnicul mănăstirii, Părintele Alexei. Pentru sfântă mănăstirea aceasta, pentru cei credinței, foievlavi și frică Dumnezeu, intră în trânța Domnului să ne rugăm. Anul acesta a fost puțin mai trist pentru toți cei veniți la mănăstire, căci a fost primul hram petrecut fără Maica Hieruvima, stareța mănăstirii, care a plecat la Domnul la puțin timp după hramul din anul trecut. Mănăstirea de Maici Cuizăuca, cu hramul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a fost înființată nu atât de demult, iar obștea actuală a mănăstirii își duce aici ascultarea din anul 2002. Se spune că Mănăstirea Cuizăuca a fost zidită pe locul unei mai vechi mănăstiri care a existat în aceste locuri cu peste 300 de ani în urmă. Astăzi, la Mănăstirea Cuizăuca nu sunt prea mulți viețuitori. Mănăstirea are o singură biserică, un bloc de chilii, o trapeză și câteva edificii adiacente. Este o mănăstire nu prea mare, dar dragostea față de ea a creștinilor este una foarte mare. Creștinii vin aici cu o bucurie duhovnicească deosebită pentru a cere un sfat
și pentru a se ruga Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în singura mănăstire de la noi, care poartă hramul celui între ierarhi preales, între dascăli prea înțelept și între toți sfinții prea mult plăcut lui Dumnezeu, așa cum îi cântă biserica Sfântului Vasile. Istoria mănăstirii se începe din 2002, cu binecuvântarea metropolitului Vladimir, a chemat-o pe Maica Stariță și a spus că se duce la Cuiseu ca să se facă mănăstire. Pe locul unde ne aflăm noi acum a fost o tabără de odihnă. Din 2002 încercăm de a combina-o de unul utilul cu plăcutul. În primul rând, plăcutul să fie pe teritoriul mănăstirii când intră oamenii, să fie ceva frumos, flori, să fie amenajată o gradă. Asta e plăcut. Utilul este pentru că oamenii când vin la mănăstire vin cu diferite probleme, cu scârbâni, ajunsuri, bucurii chiar, și dând o rugăciune, rugându-se la sfinții care dânsii cred că o să-i ajute, punând o lumnărică și ca să Dumnezeu să le să milostivească. Și din 2002 până în prezent încercăm de a face ceva frumos, în primul rând cu ajutorul oamenilor. Sfântul Vasile este o sărbătoare îndrăgită de creștini. Această zi este și o ocazie în plus de a participa la liturghia Sfântului Vasile, o liturghie care se oficiază doar de 10 ori pe an și care și în anul curent a bucurat sufletele celor prezenți. Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pietru sunt locașul acestei, Egumenii, Hieruvim, Andrei, Eduard, Iurie, Anastase, Mihil, Petru, Pavel, Iese și Elena, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii căzi pe câmpul de luptă pentru apărare, țări și întregire Sfintei noastre biserici, se-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drămărtorii creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, după numele și credința voastră, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În Moldova, cu hramul Sfântul Vasile, este o singură mănăstire. Biserici mai sunt, poate, când slujesc Sfânta Liturghie în Sfânta Biserică, totdeauna ne rugăm, în primul rând, pentru oamenii care vin la Sfânta Mănăstire, pentru că, cum am spus, cu oamenii vin cu diferite gânduri, diferite trebuințe și ei vin cu nădejde, în primul rând, la Dumnezeu, în primul rând, la Sfântul Vasile. Lumea vine cu o mare nădejde și dragoste față de mănăstire, pentru ca să dăie o slujbă și, totodată, ca cu nădejde, cu fii și ajutați. De rând cu sărbătoarea Sfântului Vasile, an de an sărbătorim și tăierea împrejura Domnului. Iar sinaxarul zilei ne spune că de la Sfinții Părinți am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, tăierea împrejur cea după trupa Domnului nostru, Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta ca să înlăture rânduiala legii vechi și să pună în loc tăierea împrejur cea după Duh, cea nefăcută de mână. Creștinii s-au bucurat și de această sărbătoare și au ținut să afle noi povețe duhovnicești la începutul unui nou an calendaristic care începe odată cu sărbătoarea Sfântului Vasile. Sfântul Vasile, Sfântul care ne întâmpină la cumpăna dintre ani, ne călăuzește cum să petrecem această perioadă și cum să pornim la drum într-un nou an ca să avem folos duhovnicesc. Să fim mai buni, în primul rând, pentru că atunci o să fie mai bine și în familie, și în mahal, în sat. Dacă noi suntem totdeauna, noi suntem mai răi cu noi, da, eu înțeleg foarte multe neajunsuri acum avem noi creștini, dar totuși trebuie să găsim ceva pozitiv din acel neajuns care este, pentru că dacă o să găsim pozitivul, noi o să ne simțim mai bine și atunci o să fie mai bine cu toată lumea. Atât în ajun cât și în prima zi a anului, potrivit vechilor tradiții, vin urătorii și seamănă.
Obiceiul acesta este reactualizat an de an la mănăstirea Cuizăuca și urători din satele învecinate mănăstirii vin să ureze viețuitorilor, precum și celor prezenți, multă sănătate prin acest vechi obicei. În anul curent au venit urători și i-au bucurat pe toți cei prezenți cu urături și colinde. O să iau verde pe masă, florile d'albe flori, rămâi gazdă sănătoasă, florile d'albe flori, ne-nchinăm de sănătate, florile d'albe flori, că-i mai bună decât toate, florile d'albe flori, florile d'albe flori. Florile d'albe flori. Hei, hai, mânați măi, opriți plugul măi flăcăi, stânga, dreapta, tribătăi, hei! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Lângă voi vă alăturați și cuvântul neascultat. S-a spulat mai înalt, bădica Trăian. Și-a încălecat un cal învățat, cu nume de grau, cu șaua de aur, cu frut de mătase cât visa de groasă. El în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Și a pornit într-o zi de joi cu un plug cu 12 boi, boi bourei, în frute țințeței, în coadă codălbei. Ia mai mânați, măi! În ajun de Sfântul Vasilie este tradiția ca copilași, zicem noi când eram mici, ne strângeam 2, 3, 4, 7, ne ducem cu urătura de Sfântul Vasilie, îmblam iarăși placasele oamenilor cu sămănatul, zicem, cu același grăunț, grâu, orz, ce avem noi și îmblam cu sămănatul pe la casele oameni. Acum, cu părere de rău, cum am spus, totdeauna mai exprim că tradiția asta se păstrează, copiii deja care sunt practic plecați mulți și psihotare, dar în mănăstirea noastră, zicem așa, avem mare noroc pentru că în satul Cuizăuca, care noi apărțânim așa documental, că sunt copii, este doamna Larisa, conducătorul, care este copii, are, sunt, e foarte mulți ani de când vine și ne colindă în primul rând de nașterea Domnului și într-a doilea rând de Sfântul Vasilea, corul ăsta mai mare, acum sunt 5 ani de zile de când s-au ființat și iarăși ne bucurăm ca să vie să ne colindă pe noi, să ne ure în primul rând și într-a doilea rând oamenii care vin la noi la Sfânta Mănăstire. Crenguță verde de brad, noi vă colindăm cu drag. Crenguță verde de masă, colindăm la dumneavoastră. Pe la noi și în alti sati, și din țări îndepărtate, toți cântă cu glas duios, astăzi s-a născut Hristos. Crenguță verde de brad, noi vă colindăm cu drag. Crenguță verde de masă, colindăm la dumneavoastră. Dragi moldoveni din lumea întreagă, dacă vii colinda dragă, vă poftim, veniți acasă, că avem colac pe masă. În fața colacului este poarta raiului și lumina din fereastră, sărbătoare îngerească. Crenguță verde de brad, noi vă colindăm cu drag. Crenguță verde de masă, colindăm la dumneavoastră. Crenguță verde de brad, noi vă colindăm cu drag. Crenguță verde de masă, colindăm la dumneavoastră. Vechile tradiții legate de sărbătoarea Sfântului Vasile sunt păstrate cu sfințenie atât de generația tânără, cât și de cei mai în vârstă care vin la mănăstirea Cuizăuca.
Este foarte important promovarea tradițiilor, pentru că de zi pe zi dispar. Tânăra generație nu este interesată pentru tradiții și obiceiilor. Vreau să zic că noi la centrul Moldovei chiar aș spune că dispar complet tradițiile și obiceiile, dar noi ne stăruim cu mare neputință ca să reîntoarcem aceste tradiții și obiceiuri, să le promovăm, să le valorificăm, să le înviem, să nu dispară ca tradiții, colindzile, chiar și obiceiile tradițiilor de iarnă. Chiar ne-am stăruit și datorită doamnelor care astăzi mă susțin, am înființat acest ansamblu. E foarte greu, dar cu susținerea dumnealor am reușit. Totuși plecăm pe la diferite festivaluri, chiar am fost la România invitați. Din cer o boară, Sfânt Corin, la geamuri e răsună, luminile se-aprind pe rând, sub brad copii se-adună. Potrivit vechiului și frumosului obicei, la finele sărbătorii de la mănăstirea Cuizăuca, părintele Alexei i-a semănat pe toți cei prezenți, urându-le într-un mulți și fericiți ani. Sănătate, îngeri de pace și cum este tradiția ca să ne sămânăm. La mulți ani, cu bine, cu zile senine și cu sănătate și cu sporul toate, anul care vine să vă aducă numai bine. La anul, la mulți ani, la mulți ani să trăiți, mulți ani și fericit, să aveți bucurie în casă azi e anul nou. Ca un măr, ca un păr, așa să ne înfloriți și la anul iar să ne poftiți. Iar oamenii gospodari au deschis porțele mari, să poate juca în ogradă, că priuri și ies grămadă. Lată-te casa-i lumină, lată-te omul-i masa plină, bucurii voi bune, vine anul nou. La mulți ani să trăiți, mulți ani și fericiți, să aveți bucurie în casă, azi e anul nou. Ca un măr, ca un păr, așa să înfloriți și la anul iar să ne poftiți. Uite că a umplut tot satul copiii cu sămănatul, aghe umblă prin omăt, numai ochii li se văd.
Și umblă din casă în casă cu urarea strămoșească, la mulți ani să ne trăiască, fiindcă e anul nou. La mulți ani să trăiți, mulți ani și fericiți, să aveți bucurie în casă, azi e anul nou. Ca un măr, ca un păr, așa se înfloriți și la anul iar să ne poftiți. Doamne, ai dat românului ce n-ai mai dat nimănui, tainica înțelepciunii, că mai ghinea și mâinii. Cu mai bunii, cu mai răli, treșim și de zâli grele și azi și mai ghine în anul care vine. La mulți ani să trăiți, mulți ani și fericiți, să aveți bucurie în casă, azi e anul nou. Ca un măr, ca un păr, așa să înfloriți și la anul iar să ne poftiți. Strângeți sârba românașă de la sate și oraș, oriunde ați și prin lume, Dumnezeu să vă dea ghine, sănătate-n dar și pâine, la mulți ani, oameni buni! La mulți ani să trăiți, mulți ani și fericiți, să aveți bucurie în casă, azi e anul nou. Ca un măr, ca un păr, așa să înfloriți și la anul iar să ne poftiți. Creștinii s-au bucurat de sărbătoarea de la mănăstirea Cuizăuca și au adus laudă lui Dumnezeu pentru că au avut posibilitatea să se roage aici, în această zi binecuvântată, în această mănăstire, unde rugăciunea urcă către Dumnezeu. De când s-a deschis mănăstirea, noi, badaprosti, ne ajută Dumnezeu și vinim. Mulțumesc ziua de azi. Noi, Marele Vasile, și străim să prezuim acea sărbătoare pentru ocrotitorul de toată lumea. Noi venim an de an, suntem a 5-lea an. Și dacă vii în ziua de Sfântul Vasile la hramul mănăstirii Cuizeuca, îți merge fiecărui om bine care vine, cu voință, cu credință, cu suflet bun și curat și cu minte luminată. Și mulțumim slujitorilor de ei și oamenii care au colindat și ascultătorii sunt în slujbe și de timpul frumos de afară toți suntem înțăiți. La plecare de la mănăstirea Cuizăuca, doamnele din ansamblul etnofolcloric din localitate cântă în ograda mănăstirii colindul satului. Un motiv în plus ca pe finalul acestor sărbători de iarnă, care iată se încheie, să ne mai bucurăm pentru ultima dată în acest an de frumoasele noastre colinde. Sara
ai sara lui ajun și te Renașterea mănăstirii pe aceste locuri, unde, potrivit tradiției, în trecut a existat o mănăstire, reprezintă pentru toți cei care știu despre mănăstire un semn al binecuvântării dumnezeiești. Binecuvântare care îi ajută pe viețuitorii mănăstirii să facă aici ascultare. Peisajul mănăstirii este dominat de biserica în cinstea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Aflată în pădure, mănăstirea este un loc de o liniște nemaipomenită. Grijile vieții mănăstirești fac ca pădurea să prindă viață. De aici, rugăciunile urcă la Dumnezeu și binecuvântarea Domnului coboară, făcând din acest loc o oază duhovnicească. Ca și toți sfinții bisericii noastre și Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, prin exemplul vieții lui, a fost trimisul lui Dumnezeu ca să ne arate și nouă, ca să urmăm acest exemplu, ca să devenim mai buni la inimă, ca să ajutăm pe aproapele nostru. Slujitorii Mănăstirii Sfântul Vasile din Cuizăuca încearcă să aducă acest mesaj la fiecare pelerin care pășește pragul acestui sfânt lăcaș, pentru ca, plecând de aici, din această sfântă mănăstire închinată Sfântului Vasile, creștinul, pelerinul, să se umple de acea lumină pe care Sfinții Bisericii au știut, prin exemplul vieții lor, să o aducă în viața fiecărui creștin. Așadar, doamnelor și domnilor, suntem astăzi în frumoasa și binecuvântată zi a botezului Domnului nostru Iisus Hristos, ziua în care se sfințește firea apelor, o zi în care creștinii merg la sfintele lăcașuri, merg la biserici pentru a participa la slujbă și pentru a lua din aghiazma mare pe care o păstrează la casele lor pe întreg parcursul anului. În cele ce urmează vom vorbi despre semnificația sărbătorii de astăzi și vă îndemnăm să rămâneți cu noi în continuare la emisiunea Cuvintele Credinței. Botezul Domnului, marea sărbătoare creștină, sărbătorită în fiecare an la 19 ianuarie, practic încheie șirul sărbătorilor de iarnă. An de an, această zi ne duce în atmosfera evenimentului sărbătorit. Boboteaza ne readuce în actualitate botezul Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Botezul Domnului în Iordan poartă și denumirea de Epifanie sau Teofanie, termen care provin din limba greacă și înseamnă arătare, descoperire. Și asta pentru că în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel și a stat peste el, iar Tatăl a mărturisit: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Fiu iubit pe tine, numindu-te și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului.
De fapt, în biserică, fiecare eveniment mântuitor sau lucrare mântuitoare este subnumit ca sărbătoare domnească. De ce? Pentru că însuși Domnul Slavei o lucrează. Și, de fapt, nu este un lucru amintit, ci este un lucru trăit. Noi zicem, astăzi Hristos vine să se nască în peșteră, în Ieslea Dobitoacelor. Azi Hristos vine să se boteze de la Ioan în apele Iordanului. Acest astăzi contează, pentru că dacă astăzi este Dumnezeu cu noi, noi azi avem parte cu El. Iată, deci, astăzi noi cu dumneavoastră sărbătorim sau trăim un moment foarte important pentru noi, cel al nașterii din nou, cel în care Hristos, Dumnezeul nostru, vine întâi la cel mai mare născut din femeie. Așa îl numește pe Ioan Botezătorul, însuși Hristos mai apoi. Dar mai întâi de toate auzim glasul celui care strigă în pustie. Aici e vorba nu numai de pustie Iordanului, aici e vorba de pustiul sufletelor oamenilor sau de cei care așteptau un izbăvitor. Și atunci când vine Hristos Mântuitorul la Iordan, unde de acum Ioan Botezătorul boteza cu botezul pocăinței, Ioan îl vede de departe și îl arată lumii. El, Ioan, care era crezut de către toți, el, Ioan, care era cea mai mare autoritate atunci în Iudeea, el, Ioan, la care însuși Irod vine și îl asculta, îi asculta predica lui, despre ce vorbea el. Și numai decât lua aminte la cuvintele Sfântului Ioan. Deci, încă o dată, zic, Hristos vine la cel care, într-adevăr, îl putea arăta întregului popor care aștepta pe Izbăvitorul, pe Mesia. Și atunci când se apropie Mântuitorul de către Ioan, Ioan Botezătorul îl arată. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sau cel care cu adevărat vine să ridice păcatul lumii sau acel păcat de care suspina, am spus mai sus, toată zidirea, toată făptura, inclusiv neamul omenesc, pentru că pentru noi vine oamenii și pentru mântuirea noastră. Și atunci Ioan se cutremură în fața lui Hristos și zice, mie mi-este am botezat de la tine și tu ce-i botezul de la mine? Și Hristos îi zice simplu, lasă acum, că așa trebuie să împlinim orice adevăr. Iată aici adaugă Apostolul Pavel ce înseamnă acest adevăr. Adevărul era că noi toți am greșit și ne-am lipsit de slava lui Dumnezeu. Deci pentru că atunci când intră, zice Sfântul Ioan Damaschin, Hristos în apele Iordanului, și Ioan îndrăznește, pentru că îi zice Hristos, cum și noi îndrăznim și ne apropiem de Sfântul Potir, nefiind vrednici niciodată, dar îndrăznim și ne apropiem, pentru că El zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Și El zice, de câte ori veți mânca, ori de câte ori pâinea aceasta, ori de câte ori veți bea paharul acesta, deci de fiecare dată, ori de câte ori să vă săvârșe liturghia, apropiați-vă. Și acum, același lucru îl face Ioan, numai că el direct se apropie chiar de creștetul stăpânului, cu mâna cutremurândă. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos de la Ioan în apele Iordanului este începutul și temeiul Sfintei Taine a botezului creștin. Acceptând să se cufunde în Iordan, Hristos l-a îngropat pe vechiul Adam și a început astfel zidirea unui om nou. Apele Iordanului, primind pe Dumnezeu omul, nu au avut ce să curețe, ci au fost ele însele purificate. Hristos a curățit prin cufundarea sa în Iordan creația întinată de păcat. Astfel, în clipa când el s-a lăsat botezat de Ioan, izvoarele harului s-au pogorât peste creație. În rugăciunea de sfințire a apei de la botez, se cere venirea Duhului pentru curățirea apei de lucrarea puterilor demonice, pentru ca ea să devină, prin pogorârea de plină a Duhului, loc al nașterii omului nou în Hristos. Astfel, ritualul botezului creștin repetă aceste momente care semnifică trecerea dintr-o etapă în alta. El se deschide cu lepădările, menite să alunge puterea satanei și se încheie cu primirea darului Sfântului Duh. Cu noi în creștelniță coboară Hristos Dumnezeu, numai că noi ne botezăm în numele Sfintei Treimi, care azi se arată. De atât aș să numește această sărbătoare arătarea lui Dumnezeu. Da, este extraordinară. De ce? Pentru că ieșim din apă, imediat, în chipul porumbului sau holubului, cum zicem noi, a coborât asupra lui Hristos sau cobora și a rămas
vedeți în iconografie, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, iar Tatăl mărturisește din ceruri, că s-a auzit, Ioan Botezătorul a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care este bună voința mea, pe acesta să-L ascultați. O să mai auzim acest glas al Părintelui de acum și-l auzim, dacă vă aduceți aminte, la muntele Taborului, din nou când Hristos se schimbă la față, înainte de moartea cea pe cruce, înainte de acei noapte despre care am vorbit noi, în care Hristos Dumnezeu până atunci va purta aceste păcate aspre luate, zice și Sfântul Vasilii cel Mare din apele Iordanului, și purtate până acolo, până la Golgota. De fiecare dată, noi cu dumneavoastră, să știm că acolo e răscumpărarea. Dar mai întâi de toate, azi trebuie să învățăm pocăința, că asta ne învață Sfântul Ioan Botezătorul, pocăiți-vă. Dar de ce zice el că s-a apropiat împărăția cerurilor? Deci am zis ce înseamnă, nu intră nimic întinat înaintea lui Dumnezeu, iată întâi pocăiți-vă. Și apoi îndrăzniți să intrați în împărăția cerului. Iată de ce, ca și liturghia, în cadrul căruia se fac toate tainele cele sfinte. Botezul, nunta și celelalte, maslu și celelalte rânduite. Știm că încep cu ecfonisul. Binecuvântată este împărăția a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. A lui Dumnezeu Tatăl care mărturisește despre Fiul care se botează în apele Iordanului, a lui Dumnezeu Fiul care se botează în Iordan și asupra căruia coboară Duhul Sfânt, și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt care coboară în chipul porumbului asupra Fiului lui Dumnezeu, Domnul Hristos, și rămâne asupra Lui. Rămâne în felul în care Hristos Dumnezeu, fiind, cum mărturisim noi în simbolul credinței, Fiul al lui Dumnezeu Tatăl născut ca lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar apoi primind firea noastră omenească, iată acea fire omenească acum se umple de Duhul Sfânt. Pentru ca mai apoi, cu această fire a noastră, Hristos Dumnezeu, care este un frate al nostru de aici încolo, pentru că noi toți, zice Apostolul Pavel, cei care în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. Deci să poarte aceste păcate sau pe noi să ne poarte în așa fel, încât apoi să permită dumnezeirea, ca omul cel primit din Sfânta Născătoare, Dumnezeu să poată muri. De ce? Pentru că noi eram morți. Toate le face ca și noi. Atât în ziua ajunului bobotezei, cât și în însăși ziua sărbătorii, se sfințește aghiazma mare, care este una și aceeași și are aceleași puteri deosebite. Din această apă sfințită, creștinii gustă cu smerenie până la odovania sărbătorii și sfințesc cu ea toate cele ale casei, bucurându-se în mod deosebit de darurile aghiazmei mari. Aghiazma mare are puteri deosebite față de aghiazma mică, de asta se și numește mare, iar consumul ei în acest fel este într-un fel restricționat în perioada imediat următoare odovaniei sărbătorii bobotezei. Fraților, să știți, vă rog, că această aghiazmă mare se face de două ori pe an, numai de două ori pe an, mai ales pentru faptul că în prima zi, în ajun, care e și zi de post, unii zic strict sau o fac mai cu multă strictețe, din considerentul că ne pregătim de un eveniment mare și trebuie să-l însușim. Și aici se face aghiazmă sau se făcea după tradiție în sfintele locașuri, pentru cei care se pregăteau pentru această zi de taina Sfântului Botez. Și deci aceasta era strict pentru ei, pentru cei, repet, care se pregătea de botez. Și această aghiazmă, unii o consideră că e mai mare decât în ziua botezului, pentru că e zi de post. De fapt, postul noi îl facem pentru ziua bobotezii. Și de atât ca și această aghiazmă, tot așa și cea de-a doua, care de fapt se făcea după tradiție de acum ieșind din sfintele locașuri. Dacă am zis că cea din ajun se face în locașurile sfinte, pentru cei care se botează sau se botezau, acum mergem la apele cele curcătoare sau la lacurile cu apă, care sunt potabile și pot fi folosite spre băutură, spre folosire creștinilor. Și acolo, de acum, cu la fel aceeași rugăciune, fără nicio excepție, aceleași cerințe, aceeași convocare a darului Duhului Sfânt, să sfințesc acele ape și vasele tuturor credincioșilor. Atunci, care e deosebirea? Deosebirea este între oameni, credincioși și necredincioși. Deosebirea este între cei care, zice, noi una din cerințele cele multe care le punem înainte de sfințirea acestei aghiezme, pentru cei ce o vor lua,
apa aceasta și o vor folosi cu credință Domnului, să ne rugăm. Pentru cei care o vor lua și o vor folosi spre sfințirea caselor, pentru cei care se vor botiza și iar apelăm la credință. Știți că pentru a te botiza ai nevoie de credință în Dumnezeu și mărturisirea acelei credințe și numai decât dorința mai departe de a trăi în Hristos Iisus. Exact același lucru vă-l recomandăm și celor care veți primi apa. În țările calde, unde sunt mări calde, izvoare calde, nu niciun păcat dacă vă scăldați în ape și lacuri și mări. Iar acolo unde apele sunt reci, biserica nu recomandă, nu interzice, dar nu recomandă scăldatul. Ca să nu încercăm pe Dumnezeu, dacă mai ales sănătatea vă este șubredă. Acasă puteți primi duș în astăzi, face baie, faceți, vă rog, nu întinați aghiazmă, nici de cum, ea special este dat. Este și această lucrare sau cerință în ectenia mare care o punem noi, pentru cei care din nou vor lua și se vor unge din ea, se vor, deci până la urmă, aduce asupra aghiazma aceasta, asupra renilor, trupului. Dar oare noi nu suntem o rană întreagă? De atât, repet, încă o dată, ca și în lacuri, dacă sunt calde, tot așa și în băile dumneavoastră, astăzi puteți face în plin acest lucru și vă spăla și fața și mădularele, pentru că pentru asta Hristos Dumnezeu astăzi ne dă acest dar Dumnezeu. Creștinii primilor veacuri foloseau 3-4 până la o danie sărbătorii, foloseau această aghiazmă. Mai departe noi avem alt cina sfințirea apii, se numește apa mică, nu pentru că este mai mică decât aceasta de astăzi, dar pentru că este dată pentru necesitățile de toată ziua și este același dar dumnezeesc. Și acum puteți ține, dacă vreți, un an de zile, vreți să vedeți că nu se strică, poftim. Dar eu, sincer, să vă spun, de multe ori țin un an de zile. Dar când s-a terminat, mă duc și eu aghiazme de la biserică de fiecare dată, în toată săptămâna, dar unii preoți și de două ori pe săptămână și mai mult, sfințesc aghiazma. Iată, vinerea, de exemplu, când este tot o zi de post și este zi mare, noi sfințim apele acestea. Cu această aghiazmă aveți voie și trebuie să faceți. Particular, luând și busuioc, lumânarea prinsă de la biserică, cu cântarea troparului, care eu l-am spus mai sus în Iordan, botezând Tu, Doamne, sfințiți toate ale casei dumneavoastră. Dacă aveți casă particulară, mergeți chiar și la vite, mergeți la păsări, mergeți, biserica zice, și în locurile necurate, pentru ca absolut toate să fie curate pentru cei curați într-o Domnul. Da, și în felul acesta aveți voie să o duceți celor care, de exemplu, sunt sântuiți la pat din cauza bolii. Nici de cum nu se dă celor care nu frecventează biserica, celor care nu se împărtășesc sau nu s-au împărtășit un an de zile cu sfintele daruri, nici sub un aspect. Mai ales, Doamne ferește, să încercați să faceți vrăjitorii, discântorii, alte chestii păcătoase sau elementar străini lui Dumnezeu celui între ei lăudat. Aceste lucruri se numesc sacrilegii și ele sunt numai decât, nu pedepsiți sunt aceștia, dar sunt în afara darului lui Dumnezeu. Ne lasă Dumnezeu. Și atunci când ne-a lăsat Dumnezeu, e greu cu noi, pentru că atunci orice lucrarea celor răi vine asupra noastră. De atât vă rugăm mult, faceți-le toate cu discernământ, cu dragoste, cu mulțumire, dar și cu frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este înțelepciune, știți și dumneavoastră. Și atunci toate sunt curate pentru cei curați. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos va fi sărbătorit cu mare fast astăzi în toate bisericile și mănăstirile din Republica Moldova. Botezul Domnului este acel frumos praznic din suita sărbătorilor de iarnă care ne reamintește, la fel ca toate aceste sărbători din perioada rece a anului, ca să ne deschidem inimile noastre și să lăsăm căldura luminii dumnezeiești să ne pătrundă sufletele, pentru ca astfel să iubim cu mai multă căldură pe aproapele nostru și pe Dumnezeu. În această frumoasă zi a botezului Domnului, când cântăm cu toții troparul sărbătorii în Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, vă dorim ca această frumoasă sărbătoare să vă aducă în suflete căldură și în cugete binecuvântare cerească. Ca darurile aghezmei mari care sunt astăzi împărțite tuturor credincioșilor care consumă această sfântă apă să vă cuprindă inimile. Dar vom vorbi mai multe despre semnificația sărbătorii de astăzi și în cadrul unei transmisiuni în direct pe care Moldova 1 vă invită să o urmăriți
de la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, transmisiune a liturghiei și slujbei închinată sărbătorii de astăzi, începând cu ora 8 a zilei de astăzi. Aici, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră din această duminică și, ca de obicei, în ziua de duminică, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!